camionul a venit de pe o stradă laterală, a fost lovit de mașina aia mare. Camionul cu lemne, da? Camionul cu lemne, da, cu număr de Spania. Da. A fost lovită de mașina aia care se vede acolo, nu a acordat prioritate și... Cine nu a acordat prioritate? Camionul care, cu număr de Spania, care a intrat în intersex, nu s-a asigurat. A lovit mașina aia care era încărcată cu cărămizi sau ceva de genul ăsta, material de construcții. Și a ricoșat și mi-a tăiat... Cel cu lemn a ricoșat, da? Da, cel cu lemn. Mașina de Spania. La noastră cineva rănit? Nu. Două persoane rănite sunt din mașina cu număr de Spania. Rănite tare sau...? Am sunat la 112, am anunțat și destul de grav. Asta de aici? Cine a ieșit pătrarea? Da, mi-a ieșit în față. L-am aruncat și m-am oprit acolo. Altceva? Ce vă spun? Deci temele că erau. Da, cum erau? Aveau capul zbară. Mai mult n-am văzut. Erau prin disență. Da, n-am curat prin disență. Din primele cercetări s-a stabilit faptul că conducătorul autoritarei cu numele de Spania a pătut pe drumul lateral cu DN2 fără a acorda prioritate unui autocamion cu care a intrat în coliziune. În urma impactului, autoritara a fost prioritată pe sensul opus de mers când a intrat în coliziune cu un autoturism Skoda. Sunt două persoane rănite, pasageri în autoturitara care nu a acordat prioritate.